Este prima noastră formă de protest în care nu participăm la votul final. Dacă săptămâna viitoare nu intră într-un plen reunit moțiunea de cenzură și este în continuare ținut în brațe domnul Câțu de această nouă majoritate parlamentară, atunci intrăm de săptămâna viitoare în grevă parlamentară. Vom fi prezenți, cum suntem aici cu toții, însă nu participăm la vot. E ultima formă de protest parlamentar pe care am găsit de cuvință să o aplicăm. Ieri am încercat să-i transmitem domnului Roman că trebuie să respecte Constituția. Astăzi am, în luările de cuvânt de la fiecare lege, am insistat pe faptul că moțiunea de cenzură trebuie votată. Acum o să mergem la sala de birou permanent și o să stăm acolo până vin toți membrii biroului permanent, că aparent biroul permanent se substituie Constituției. Nu e admisibil așa ceva. Tot l-ați menționat pe domnul Florin Roman, însă spunea că pregătește o plângere penală după evenimentele de la ultima ședință de plen reunită în care i s-a tras la scaun. Cum vedeți demersul? Sperăm ca domnul Roman, care protesta într-un mod mult mai diferit în sesiunea trecută, să înceapă să respecte legile și să respecte instituțiile. Sigur, instituțiile statului român trebuie să-și facă datoria. Dar să începem cu instituția moțiunii de cenzură. Moțiunea de cenzură nu mai este respectată în acest moment. Este amânată până după Congresul PNL. Vi se pare normal? Românilor nu li se pare normal. Ne-au încredințat un mandat pentru a depune din opoziție moțiuni de cenzură. Și aceste moțiuni de cenzură nu intră la vot în plen. Nu este. Inclusiv premierul României,